Tăte. Bune, fur niște bețișoare de urechi. Da. Acum. Lasă-mi butonul. Nu-l bag în oprea. Ți se pare de mâncare? Ce asta? Asta e mâncare? Asta e slături de... Dar bineînțeles, băi și fete, nu uitați de frații noștri de la Mr. Beat, care vă omoară plictiseala absolut în fiecare zi cu cea mai frumoasă și prietenoasă interfață din lume, unde veți găsi cele mai noi și fresh loturi, unde veți putea aparea pe cele mai tari meciuri și puteți urmări, bineînțeles, cele mai mișto eventuri din lume, doar pe Mr. Beat, care este cel mai mișto casino licențiat în România, cu cea mai frumoasă echipă de asistență care vă ajută să treceți peste absolut orice problemă o întâmpinați. Puteți să accesați Mr. Beat indiferent dacă sunteți pe tablete, pe telefon, pe calculator, pe laptop, pe orice device posibil, așa că nu uitați, aveți linkul de la Mr. Beat în descriere. Vă pup! Buenos dias, amigos, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Ce mai faceți, cum mai sunteți? Astăzi o să fiu extrem de rău cu iubitica mea toată ziua. După cum știți, am mai făcut sunt rău cu iubita mea acum un an și 3 luni, cred că ceva de genul. A fost printre primele vloguri pe care le-am filmat cu Sidea, dar astăzi se va repeta istoria și astăzi vom fi mult mai răi. Așa că nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și hai să-i dăm drumul la treabă. Ce faci? Păi așa, spală vasele, că două zis acolo, în pana mea, nu știi să speli un vas. Spală vasele, nu te uita la mine! Este azi dimineață! Nu-ți de azi dimineață, îți de aseară. Hai, nu te mai uita! Bagă! Da, spală! De ce stai aici? Pă, gratis aici la mine, sau cum crezi că vine asta? Și vezi că acolo avem gunoi, trebuie să duci gunoiul când merge jos. Și uite ce-i în casa asta, numai haine păstător, numai ăsta, dar nu poți să aduni și tu o haină, ce faci? Stai toată ziua și dormi. La ce oră te trezi azi? Ha? Zi la ce oră te trezi? Bine, zi la ce oră te-ai trezit? Bă, vezi, nu vorbea așa cu mine, că am bat piciorul, mă ia și mă duc. Zi la ce oră te-ai trezit? Ne-am trezit la ora 4. Eu mă trezesc la ce oră vreau eu, că eu îmi permit. Bă, nu-mi visești ce-mi permit eu. Bă, hai să-ți explic, uite, hai unde stau aici pentru că au fost puse la spăl. Nu mă atingi pe mine, bunusele alea de țărâncuță. Nu mai vorbi cu mine. Tă-te, se găștea-te pe aici, tă-te. Mișcă-te. Hai să recorești, că văd că ești cam defazată. Mamă, vezi că dau, Constantine, ești cam defazată, recorește-te. Oh, revigorarea, hai, ca la armată. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O să-i treacă ei. Parcă mă simt și prost, simt și nașpa să fiu așa. Așa că nu uitați să dați un like. Așa te vreau, cu talent. Bă, dar te ești prost, ce-ai astăzi? Ai rupt mopul, mișcă și repară-l. Uu, ce mi-a dat un mop. Ce-i cu geanta asta, mă? Ce ai? Se geantă? Nu. Ce poți să-ți bagi în asta? Zi-mi tu mie. Telefonul măcar, poți să ți-l bagi? Creierul tău. Să bag multe. Hai, mișcă-te odată, că stau 10 ore după tine în fiecare zi. Ha, andale, andale, apă-i gunoiul. Ha, mișcă. Hai, ia-l odată și vino. Păi n-au auzit că acolo e gunoiul. Nu, nici nu iau nimica. Ia gunoiul. Deci ești nesimțit ultimatum astăzi. Vezi că mai ai ce începe. Păi ia-le. Ia-l tu. Bă, ia-le. Uite, dau un sac, îl pui pe toate și te ajung să le bagi. Hai, ia-le, că eu nu pot. Ce nu pot? Că am dormit așa bine, n-am chef să mă spălat, n-am chef să mă jegăresc. Păi dar nu te jegărești, că nu am urtare. Hai, fă tu și... Doar ambalaje și tuțe. Fii mulțumită că măcar te conduc până la Kaufland. Da? Oi. După aia mai discutăm. Nu, că măcar te-ai trezit prost, la propriu. Poate vrei să-ți iau lanțul. Lanțul meu. Confisc. Bă, termină! Ce bine stă cu sacul. Să-l stai mai bine cu el pe cap. Vezi, îl fac ție pe cap. Așa, deschide ușa liftului pentru prințul Sebastian. Bine, stă lângă saci. Ești deja nesimțit rău. Da? Chiar nu te poate. Ați ochelarea mea. Ești James Bond? Alo, alo, alo. Alo. Ai uitat ceva foarte important. Aaaa, wow. Vezi că mă supăr. Vezi că dau să urle. Vii pe scări. Vii tu pe scări. Ia ceva, cred. Încă unul? Bravo! Pe loc șefului să se vadă în oglindă. M-ai lovit? Da? Da. Ce rău îmi pare. Au, au, au. Deci, astăzi o să vorbești
singur, singurel, toată ziua. Păi oricum vorbesc singur, aparat pe tot timpul când sunt cu tine, știi de ce? De ce? Că n-ai creier și vorbesc ca și cum vorbesc cu perete. Înarmează-te, așa te vreau. Hai, babe, ți-a luat ceva. Deschide ușa. Că poți să te duci acum. Mulțumesc că mi-ai deschis ușa. Nu. Mulțumesc că mi-ai deschis ușa. Termină! Hai. Termină. În dreapta. Bă. Și mă duc înapoi acasă. Că avem treabă. Hai. Închide ușa. Nu da așa tare. Chiar pare rău. Îmi pare rău, iubirea mea. Îmi pare rău. Hai, mai cu talent. Mai cu talent. Hai. Bine, începând de acum nu mai vorbesc cu tine. Și cu cine? Oh, s-a luat ochelarii de Kylie Jenner. Da. Dar de câte ori ți-am zis să nu mai furi? Vrei să mă faci de râs aici pentru 3 lei? Nu mai fura. Termină. Vrezi că mă iau și plec și trebuie aici. Iată. Păi, dar pe bune, furi niște bețișoare de urechi. Ești prost. Păi, dar zi măcar că ți le cumpăr eu, nu trebuie să le furi. Ia, 2 lei, 3 lei. Unde mai e? Vrei să furi și vopsea? Paza fură! Ia uite viața mea unde te-am dus. La carne, a? Aestezi că-ți place carnea sau nu? Carne roșie, carne albă, carne neagră. Hai termină! Mă mai nervez deja, jur. Vrei să-ți iau un pui? Știu că-ți place puiul cu slănină și ceapă ție mult. Vezi că dai pe mine! Să-ți iau o slănină și o ceapă. Chiar îmi place, dacă vrei să știi. Știu că mi-a zis mai degrabă. Da, ce? Îți place slănina cu ceapă? Da, chiar îmi place. Și ce, ai vreo problemă cu asta? Chiar îmi place. Hai să-ți cumpăr 50 de kg de slănină. Am slănină, fără să-mi iei tu. O să zici mersi? Pentru? Te-am dus să mănânci Twister după ce am fost la Kaufland să luăm cumpărăturile. Mersi. Mersi. Poți să-i lași asta șefului tău. Hei! Poți să-i lași șefului tău un pic. La drept de, nu știu, respect. Eu șeful meu. Tu ești șeful tău? Nu. Ba? Ba nu. Poftim, îl dau. Dai? Da. Nu, mâncă tu. Nu, mâncă. Te mânc eu? Scoate din gură. Degetul meu e murdar? Da, mi-e tare. Degetele mele sunt mai curate ca apura ta după ce te speli pe dinți. Și vezi că mi-am deschis singur ușa și nu mi-a plăcut, da? Papa. Ai ceva de cărat până sus? Eu! Dă și mie o latură de asta și te ajut la una. Așa. Eu nu pot să cărat așa ceva în moment. Încă una, hai. Nu pot! Cum nu poți? Oh. Hai, închide portbagajul. Mai repede. Mai repede, mai nu repede. Pot. Hai să nu pot. Trebuie să bagi telefonul în geantă și să le iei pe amândouă să fie așa în echilibru. Și ce zic? Vezi că rup plasa! Rup plasa! Spargi ouăle! Ce ai făcut? Te-ai lovit? Mi-a dat peste picior cu plasa și mi-a luat coaja de la asta. Așa este, băieți, când ești incapabil să faci ceva. Oh, dar ce fată harnică! Ce faceți, domnișoară? Faceți curat? Mamă, mamă, mamă! Ce? Nu, voi am doar raportul. Ah, foarte bine, sunt... Ești ok, ai scăpat de data asta. Aici este mașinuța noastră de spălat, care e cât palma mea. Care spală aici. Vezi că ai dat o pată acolo. Unde? De aici. Haide, mai repede, mai repede, mai repede, că n-avem tot timpul la dispoziție. Poate vrei să sparg un ou aici lângă tine. Mamă, deci m-ai enervat astăzi, nu m-ai enervat niciodată. Da? Da. Deci acum am dat cu aspiratorul și cu mopul. Acum, nu mai fac. Se pare că mai ai o treabă de făcut. Nu mai fac, poți să dorm cu el pe piept, că nu mai curăț. Ok, lăsăm aici să vedem dacă se face omletă. Ok. Ok. Deci dacă se scurge până la mine. Deci dacă nu-l ștergi, punem întorc, ai terminat-o. Bine. 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 Aici avem, băieți, ceva de la farmacie, pe nume Chlorella. Am luat acum ceva timp și zic că este foarte, foarte sănătoasă. Conține toate algele, toate vitaminele și arată interesant, doar că nu poți face cu apă. Trebuie doar cu iaurt sau cu smoothie sau cu orice chestii și pute extrem de urât. Că urât, extrem de urât. Zică strânge o urât. Este un praf așa, verzui. Baby. Vorbesc aici cu oamenii ăștia, nu vezi? Hai, șterge. Ou. Șterge ou. Șterge ou. Nu șterg. Și de când și până când ți-ai pus tu butonul aici lângă al meu? Tu l-ai pus.
Eu l-am pus, da. Dar am găsit un loc mai bun pentru el. Da? Da. Le-ai pus în gunoi peste tiței aia și peste toate căcaturile? Eu îl pui în gunoi aici, ori îl duci de aici. Că nu vreau să ceva la mine în casă. Chiar mă supări. Cine? Cine? Nu te-a întrebat. Bă, alo, 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 ce faci? Păi ai fapt tu, șai. Bă, alo, alo, alo. Lasă-l. Lasă-mi butonul. Nu-l bag în ou, promit. Lasă-l butonul. Nu-l bag în ou. Lasă-l că strâng unghiile. Nu-l bag în ou. Lasă-l. Promit că nu-l bag în ou. Lasă-l. Nu-l bag în ou, am zis, lasă-l. Da? Da. Așa faci. Gata. Ia mâna de pe aia. Strânge-l. Vezi că am dat cu mopul. Cine? Cine te-a întrebat? Bine, strâng eu. Hai să te întreb. De ce nu mai vorbim? Acum chiar pe bune. Ce frumoasă ești când te enervezi. Mersi. Ce prost ești când mă enervezi. Da? Da. Adu măcar sacoale aici. E greu, nu pot să-mi ridic. Pot, e prea greu. Și prost într-una. Și trebuie să mergi și cu gunoi la să-l duci jos. În genul ăsta este. Sunt prea multe chestii care o să pute dacă le ține mâncă în casă. Da. Nu știu, dar noi suntem obișnuiți ca gen toate, tot gunoiul pe care îl facem să îl punem în plase de la Kaufland, de la Lidl, de alea mari sau plase de la Jumbo. Și e mai ușor, doar iau plasa, bem, am aruncat la gunoi. Așa, cu coșul deschid ăsta, ușa, trag coșul, ridic coșul, bag gunoiul, e complicat. Așa e mai rapid și mai eficient direct în plase. Nu? Zi, nu e așa? Așa. Scuzați-o, e, na, că nu știu ce să vorbească. Moi, 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 dar ce avem noi aici, ha? Care? Dar tu știi să faci de mâncare, mă? Tu știi să faci de mâncare? Ce asta? Asta e mâncare, asta e slături de porci. Zii tu, nu slături de porci? La cine faci? La slăturile astea. Ție. Mie? Da. Și aici ce fierbi? Bă, dar nu mai fierbi. Nu e aestetic. Aestetic? Aestetic. Ce vrei să zici că asta e aestetică? Păi încă nu e gata. Și ce preparat este indian de asta? Este salată de bœuf. Salată de bœuf? Da. Tu ce ai făcut astăzi, da? Și tu vrei să zici că tu faci salată, nu? Da. Tu mânci salate, nu? Da. Da? Da. Salatele tale sunt aici, uite. Bă, mai, nu mai păcăli lumea. Păi ai face și la astea, nu? Da, nu știu. Și ăsta ce-i? Mai vomitat aici? Da. Ți-a fost răuț? Da. Când m-am uitat la tine. Da? Da! Hai, băi, hai, băi, bagă, mai bagă, bagă, că pe tine ziua ai avut. Hai, zi, ce nu-ți mai place? Ce? Nu cred că mai are sens să zic eu ceva. De ce? Și așa e bătută de soartă. Cu tine? Nu, cu mine, că te mai salvezi. Da, nu doar cu tine. Faci cartofi? Da. Salată de bœuf se pune cartofi? Da. Da? Da. De unde să știi tu? Când te-am luat și acum, de fapt, îți faci paste cu sare și ulei. Păi da, asta și e o masă... Și tu comentezi de ceea ce faci. Pastele cu sare și ulei sunt o masă tradițională, care mi-a plăcut mie foarte mult. Deci e o tradiție, eu așa, nu... Da, noroc că te-am învățat eu să faci mâncare, că altfel... Da, noroc cu tine, că altfel mâncam pâine goală. Mâncare nuggets, de la Lidl. Eu, da, nuggets. Da, 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 nuggets. Cred că încurci rolurile, dragul da, meu. Ce să zici, ce să mai zici și tu acum? Da, da. Mă lași, te rog. Ce-ți cu șlapii ăștia în picioare? Șlapii mei. Șlapii tăi? Da. Uite, de ce ai tu? Curat de la hoteluri. Nu este adevărat. Ba da, este adevărat că mereu furtă papucii de la hoteluri. Da, dar și tu furi tot timpul toate gelurile de buși de acolo. Dar numai dacă de alea faine. Mă duc și ia de peste tot. Toate. Păi asta ești, o față. Da. Am ce să mai cer de la cine. Păi ce, dacă dau bani pe cazare, ridic-le la sărbă. Da, hai să ne furăm și televizorul de pe perete, nu vrei? Și păi ușa să scoatem din țățâni, să o ducem acasă aici. Da, bine. Nu? Nu. 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 Nu? Nu. Calm down. Mă lași să-mi face, să-mi fac chestii. Ce ți se pare că doar te încerci să-ți deschid ochii la realitatea în care trăiești. Mersi. Dar nu cred că se poate. Bine. Termină. La cele? Termină. Bun, mă lași, te rog. Scop cum am terminat toată cu tine. Și ești nemachiată? Da, nu te observă. Da, se observă, nu știam și nu stau în casă. Da. Ce bihanie, stau în casă. Să nu mai ne sperie așa. Să
Matei, bine? Am mai am ceva să mărturisesc. Ce? Vreau să... să-mi cer scuze. Oh, pentru ce te-ai comportat ca un gunoi cum e toată ziua? M-am comportat că am fost prea adevărat. Nu, numesc iubirea mea. Vreau să-mi cer scuze că am fost rău cu tine astăzi, dar mă rog, sper că te-ai prins. Mama, așa am arătat toată ziua. Și posteze și ce?